O persoană cu înălțime de peste 2,5 metri și o femeie care merge cu greu din cauza înălțimii. Posesorii celor mai mari mâini și picioare, cele mai mari tălpi, campion gigant. La sigur merită să-i vezi pe acești oameni pentru că te vor uimi cu adevărat. Astăzi îți voi arăta cei mai giganți oameni care există la moment pe această planetă. Așa că așa-ți dă cât mai comod, pregătește-ți o limonadă, stoarce butonașul de like și să începem! Zhang Junlian. Începem cu unul dintre cei mai uimitori recordsmen din tot timpul. Zhang Junlian a ajuns în istorie ca cea mai înaltă femeie. Posibil că în istorie au fost femei mai înalte, însă informația despre ea e oficială și autentic documentată. Se cunoaște că înălțimea sa constituia 248 de centimetri, doar imaginează-ți cât de mult. În comparație, înălțimea cele mai înalte femei de acum e de 2,15 metri, însă despre ea vorbim mai târziu. Zhang s-a născut în anul 1964 și a început să se remarce prin înălțimea aproape din scutece. Deja la 4 ani, înălțimea sa era mai mare de jumătate de metru. La 13, 2 metri avea, însă a ajuns la record când avea 17 ani, 2,48 de metri. Aici s-a oprit. Doar că unii consideră că cifrele mint. Zhang suferea de o scolioză progresistă. Pe fotografie se vede că ea mereu se deplasa aplecându-se un pic în față. Unii oameni consideră că dacă ea ar sta drept, cu siguranță ar fi depășit măcar 2,5 metri. Din păcate, viața sa a fost scurtă. Fata nu a ajuns nici la 17 ani. Asta se întâmplă des în cazul gigantismului. Robert Pershing Wadlow. Însă asta nu e limita, însuși Zhang ar fi fost mică alături de recordsmenul tuturor timpurilor, Robert Wadlow, cel mai înalt bărbat înregistrat în istorie conform cărții recordurilor Guinness. Despre înălțimea lui există date bine stabilite. În asta e greu de crezut, însă înălțimea sa a constituit 272 de centimetri, cu un metru mai înalt decât mulți dintre noi. Nici nu cântărea puțin, aproape 200 de kilograme. Însă din cauza înălțimii mari nu părea gras, ceea ce e logic. El a fost numit gigantul din Waldo, orașul din Statele Unite ale Americii unde el s-a născut. Până la 4 ani, Robert a fost un copil obișnuit. Însă a început a crește ca pe drojdie. Deja la 8 ani avea 1,88 m, iar la 10 ani aproape de 2 metri și cântărea 100 de kilograme deja. Există imagini vechi cu Robert pe când avea 12 ani. Se vede că e mare, însă din cauza că nu e filmat în toată înălțimea, nu-ți vine a crede că e atât de greu și înalt de fapt. Și asta nu e limita. Wadlow tot creștea și creștea toată viața. Spre exemplu, la 21 de ani avea 262 de centimetri și cântărea 223 de kilograme. Însă peste un an a slăbit, dar a crescut cu 10 centimetri. Cauza acestei anomalii este tumoarea, hipofiza și acromegalia. Din acest motiv, Robert nu putea să se oprească din crescut. El a stabilit recordul nu doar la înălțime. Spre exemplu, el mai avea cea mai mare mărime la picior în istorie, 75. La fel, Rob avea mâini gigantice. Lungimea mâinilor de la încheietură până la vârful degetului mijlociu depășea 32 de centimetri. Poți pune videoul pe pauză și măsura mâna ta ca să faci o comparație. Dimensiunile incredibile i-au adus nu doar popularitate și recunoaștere, însă și multe probleme de sănătate. El a murit la vârsta de 22 de ani după ce a avut o infecție. Ce e cel mai interesant e că cel mai înalt om din istorie se evidenția chiar și după moarte. La cimitir, monumentul său e de două ori mai mare decât cel standard. Însă să trecem la ceva mai vesel. Recordsmeni vii care uimesc lumea chiar și astăzi. Și prima este Rumeysa Gelgi, domnișoara din Turcia care se consideră de câțiva ani cea mai înaltă din lume. Dacă ai fost atent, deja știi înălțimea ei. Dacă nu, îți reamintim. 215 cm. Desigur, nu e mult în comparație cu Zhang Junlian, care a fost practic cu 35 de cm mai înaltă. Însă asta nu e rău. Totuși nu sunt candidați care ar dobori acest record. Pe lângă asta, ea se mai poate lăuda și cu multe alte recorduri printre femei. Ea are cele mai mari mâini, 24 de cm fiecare, cele mai lungi degete, cel mediu 11 cm și cel mai lung, spate, 65 de cm. Asta da! Dimensiunile sale neobișnuite sunt rezultatul unei boli genetice care se numește sindromul lui Weaver. Cine are această trăsătură neobișnuită suferă de o creștere rapidă și anormală și alte complicații. Spre exemplu, ea are o voce scăzută și foarte neferească. That makes me feel proud.
Ea aproape tot timpul se deplasează în scaunul cu rotile sau cu ajutorul unui suport, și asta o perioadă scurtă de timp. În viața cotidiană are la fel de multe greutăți. Spre exemplu, nu poate să meargă cu orice transport. Totuși, în noiembrie 2022 a zburat prima dată cu avionul. Era culcată, iar în special pentru ea au fost scoase 6 rânduri de scaune. Sultan Kösen. Turcia se mai poate lăuda cu încă un recordsman. După cum ți-ai dat seama, Sultan Kösen e cel mai înalt bărbat la moment, dar și cel mai înalt om în general. Înălțimea sa constituie 251 de centimetri, e uimitor de mult, însă în comparație cu Robert Wadlow, chiar și Sultan nu pare mare. Pur și simplu e nemaipomenit cât de gigant era Wadlow. Însă, să ne întoarcem la Sultan. Bărbatul care are acum 40 de ani suferă de tumoarea hipofizară ca și Wadlow, doar că boala nu l-a lovit atât de devreme. El a început brusc a crește începând cu 10 ani. Spre fericire, el a fost ajutat. După 28 de ani, el s-a oprit în creștere după ce a primit tratamentul necesar care l-a salvat de problemele ulterioare. Desigur, turcul arată epic, însă, după cum se întâmplă, dimensiunile mari sunt însoțite de multe complicații. Ca și restul, Sultan are o voce joasă și nu e mereu clar ce spune. Se poate deplasa doar în cârje și aproape ireal să urce într-un automobil obișnuit. La fel, e greu să găsească haine de mărimea potrivită. Pe lângă asta, din cauza înălțimii, nu a putut finisa școala și a devenit fermier. Totuși, aici are un avantaj. După cum spune, Sultan poate ușor lucra cu copacii înalți în grădină și schimbă ușor becurile. Nu știu cum tu, dar eu am rămas uimit de acești oameni. Îți propunem să nu ne oprim doar la înălțime și să-i vedem și pe alții cu trăsături specifice. Mohamed Enhuda Shehata. Acești frați sunt cei mai neobișnuiți oameni din Egipt. Ei ambii sunt recordsmen. Cei doi împreună au tocmai 5 recorduri. De aceea, acest caz poate fi numit unic. În primul rând, în evidență, este înălțimea lor. Împreună au 414 cm, aproape aceeași înălțime are autobuzul cu 2 etaje din Londra. Însă ne sunt interesați din alt motiv. Spre exemplu, Mohamed se poate lăuda cu cea mai mare mână din lume. Lungimea celei din stânga, de la încheitură la vârful degetului mijlociu, constituie 31,3 cm. Aproximativ acesta e diametrul unei farfurii adânci pentru prânz. Mohamed are cea mai mare întindere a brațului, 250 de centimetri. E uimitor de mult. Sora lui la fel cucerește cartea recordurilor Guinness. În primul rând are cele mai mari picioare. Lungimea celui din partea dreaptă e mai mare cu 33 de centimetri, ca cel stâng. În al doilea rând, ca și fratele său, Huda, are o întindere a brațului mare, în jur de 236 de centimetri. În cele din urmă a fost și ea printre recordsmeni, însă Rumeysa Gelgi a doborât acest record. În orice caz, a fost îndeajuns chiar și alți indicatori ca acești doi frați să intre în istorie. Nu doar mâinile, picioarele, înălțimea pot fi înregistrate ca record, dar și capul. Următorul recordsman se poate lăuda anume cu dimensiuni mari ale capului său și, cel mai interesant, e cel mai mic erou de azi. Recordul a fost stabilit pe când el era copil. Vorbim de un băiat din India pe nume Mrityunjay Das. Din primele zile de viață, băiatul suferea de hidrocefalie. Dacă mai simplu, atunci în cap se adună lichid. Pe poză, vedem că Das avea foarte mult lichid. Dacă mai exact, erau 4 litri de lichid în surplus. Din acest motiv, băiatul semăna cu un extraterestru. Arăta neobișnuit, înfricoșător și unic. Însă această poveste are un final fericit. El a fost operat, lichidul a fost extras, după a trecut un curs de tratament și într-un final, timp de câțiva ani, el își revine și arată ca un copil obișnuit. Jason Hernandez. Și aici caracteristica deosebită al acestui tip la fel e legată de picioare, îndeoseb partea de jos. Sunt cele mai mari și lungi din lume. În acest plan l-a întrecut chiar și pe Sultan, gigantul din Turcia. Tălpile au mai mult de 40 de centimetri în lungime. El poartă mărimea 57. Jason din Venezuela știa din copilărie că este unic și după ce a crescut a înțeles că are șansa unică să înregistreze un record. Așa și s-a întâmplat. Ca și în cazul altor participanți, Jason
nu e tare încântat de trăsăturile sale specifice. Spre exemplu, nu își poate cumpăra încălțăminte într-un magazin obișnuit. E nevoit să o facă la comandă. Apropo, încălțămintea e confecționată de același om care o face și pentru sultan. Anterior era mai rău. În Venezuela, el în general nu putea găsi ceva potrivit. De aceea mergea de scult și purta sandale handmade. Acum nu mai e nevoie de asta. De aceea, el primește plăcere de la viață. Morteza Merzat Selakjani. De regulă, recordsmenilor le este greu cu înălțimea lor. Asta le aduce multe probleme. Însă aici e un caz aparte. Datorită particularităților sale, el a devenit campion multiplu. Acest iranian este cel mai înalt om în țara sa, la fel cel mai înalt paralimpic din istorie. El evoluează în volei pe șezute, e același volei doar că plasa e mai jos și el se joacă cu persoanele cu dizabilități. Marteza evoluează din motiv că piciorul său drept e mai lung cu 15 cm decât cel stâng, la fel are acromegalie. Din acest motiv înălțimea sa constituie 246 cm. Marteza evoluează cu succes la competiții, blochează ușor loviturile și marchează. El de două ori a devenit campion la Jocurile Paralimpice în Rio 2016 și Tokyo 2021. Nu se știe dacă va participa la următoarele jocuri, însă dincolo de terenul de volei, Morteza se confruntă cu multe greutăți. Știi cine joacă bine volei, anume cel clasic? Femeia din această echipă în roșu este cel mai departe și cu ușurință câștigă puncte pentru echipa sa. Nu e o sportivă profesionistă. Succesul său în volei se datorează înălțimii incredibile. E Maki Karen din Statele Unite ale Americii. Ea e una din cele mai înalte fete de pe planetă. Înălțimea sa este de 208 cm. Trăsătura sa specifică sunt picioarele. Lungimea lor constituie 135 și 134 de cm. Are cele mai lungi picioare printre femeile planetei. Acum Maki are 20 de ani, de asta există o șansă că ea va mai crește și va înlătura concurenții existenți. În comparație cu alți participanți, ea nu suferă de nicio boală și nu are nicio caracteristică specifică. E ceva genetic. Sau nu, e destul de greu să trăiești cu asemenea picioare și înălțime în general. Ea deseori se lovește, este greu să urce în mașină, nu-și găsește haine potrivite, pe lângă asta în școală a suferit de bullying. Însă totul e în trecut. Ea spune că de mult nu-i pasă de asta și că îndeamnă pe toți să se mândrească cu înfățișarea lor. Salut! Nu mai ai timp să privești filmele preferate fiindcă vine vara și vrei să începi să citești mai multe cărți, să faci sport și să dormi câte 7-8 ore? Noi avem soluția! Pe noul nostru canal, Lime Films, găsești rezumatul la cele mai bune filme. Astfel vei economisi mai mult timp. Linkul îl găsești în descriere. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii cine v-a impresionat cel mai mult din acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!